Salut și bine v-am găsit cu o mică întârziere la podcastul de istorie. Săptămâna asta aș vrea să, să facem. Pentru că nu prea am stat foarte mult să, să analizăm lucrurile, să ne uităm foarte bine la ce sângeți în, în perioada despre care vorbea Herodot. Aș vrea să stăm un pic. Să analizăm ce zice Herodot, ce zice un pic mai târziu Tucidide, și să vedem cam ce fel de, de popor trăia în, în zona asta. Să ne facem o imagine un pic mai clară, pentru că simt cumva că am avut câteva digresiuni și o să tot avem, cumva o să ajungem să, să analizăm prin absența informației, ceea ce, ceea ce evident nu ajunge în spotlight-ul scritorilor de istorie din, din Antichitatea. Erau câteva detalii interesante pe care le-am tot scăpat. Ziceam, de exemplu, că Herodot scrie în Cartea a IV-a istoriilor despre știți mai mult, mai puțin despre geți, el mai are câteva referințe aici, colo, în celelalte cărți, inclusiv avem o discuție ceva mai complexă despre, despre Zamolxe, a cărui poveste am zis-o pe scurt, chiar la, chiar la început. Da, aia mi se pare o poveste foarte interesantă care merită puțin dezvoltată apropo de, de spiritualitatea geților. Da, și da, de și, cum și, îi ajută. și, și, și. Da, și, și cred că ar merita să, să, să o discutăm și o să o discutăm poate un, un, un pic mai încolo. Aș mai vrea să, să mă introduc în discuție pe lângă, pe lângă informațiile de la Herodot, cumva un alt, un alt istoric, foarte important și el, care vorbește e drept, vorbește foarte puțin despre despre geți dar este e un punct foarte important în, în ceea ce privește istoria Herodot își termen, termina povestea istoriile lui Herodot se termină undeva la 479 înainte de Hristos după înfrângerea Persiei deci practic el se uită peste conflictul între greci și perși și uh, raportează uh, înfrângerea Persiei. Uh, Tucidide continuă continuă povestea grecilor și își începe relatarea uh, războaielor uh, pe pe Peloponeziene. Așa mă scuzați, sunt un pic vâlvuit De acolo de unde a terminat Herodot, deci de la înfrângerea Persiei, el începe să povestească mai încolo ce s-a întâmplat. Războaiele Peloponezului sunt, se desfășoară între 431 și 403 înainte de Hristos. Ele sunt... Sunt cam ca războaiele astea din, din Evul Mediu, din Europa, niște Conflagrații lungi, care băs ciudate, și toată lumea e cu toată lumea, și. Um, în felul acesta da, este, că... dovada, este dovada supremă că grecii nu au învățat nimic din faptul că doar împreună au reușit să învingă pe perși mm -hmm. și s-au smarduit între ei până au venit macedonenii și le-au arătat exact ce înseamnă să. Na, exact, să te da. bat cu cine nu trebuie, dar să na, să, să nu <laughs> anticipăm. Bine, exact. Tucidida încă nu, nu, știe, nu, știe, că macedonenii sunt, sunt, niște oameni pe care trebuie să-i să, trebuie să urmărească. Este, este, interesant, iarăși, bine, Tucidida este după aceea urmat de Xenofon, care Tucidida relatează până la 411, Xenofon continuă povestea. Dar are un punct de vedere: dacă ăștia de până acum erau pro-atenieni, ăsta e prospartan. Pentru ei e o chestie foarte importantă, pentru noi este mai puțin importantă. Ce este mai important, însă, este felul în care scrie Tucidide Tucidide este o altă parte, o altă fațetă a raportării istorice. Este un istoric concentrat în special pe politici, strategii. Este un tip care relatează lucrurile cu precizie, vine și îți spune, băi, în anul cu tare s-a întâmplat cu tare, cu tare, cu tare, a plouat și n-a fost bine uh, El relatează lucrurile cu precizie, an după an, într-o strictă ordine cronologică, digresiunile sunt foarte puține uh, E mai puțin artist decât Herodot, da da, e mai puțin artist, cumva scrierea lui nu trebuie să satisfacă un public, trebuie să satisfacă un alt tip de public. E un precedent care este urmat de mulți istorici de după el și, dacă stăm bine să ne gândim, cam așa am învățat și noi istoria cu un șir de date care, dacă este scris, de fapt, dacă este citit de către un public, care nu are foarte mult interes, nu îl va capta. Nu este o narațiune foarte, foarte plăcută. Dar este foarte interesant pentru cineva, pentru că el vine și spune, da, 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 nu erau sute de milioane, ăștia erau. E un pic mai realist. Este, încearcă, el încearcă să spună adevărul. Este obsedat de chestia asta. Ce, ce ne sărăcește însă pe noi este faptul că, neavând acele digresiuni pe care le are Herodot, nu aflăm foarte multe lucruri de la el, de la ce se întâmplă în jurul Greciei. Pe el îl pe el interesează ce se întâmplă în Grecia, își asumă un rol de istoric, practic el își asumă un rol de ăsta divin, nu mai este un entertainer, este un istoric. El își scrie istorii, istoriile ca o valoare pentru viitor și crede ferm în ciclicitatea evenimentelor și crede ferm că conflictele precum acest război vor reveni și istoria lui este menită să-i ajute pe oameni să înțeleagă și să poate și să oprească un viitor astfel de conflict asta credem cel... și noi doi prin acest mers. Da, secular doar că nu la da, da, exact, pe exact. Din păcate nu cred, nu îmi nu permit această naivitate, dar te las pe tine să fii cel care crede asta. deci el e un, e un tip foarte inspirat. De asta o să vedem ceea ce spune, este foarte puțin, foarte sec, dar foarte foarte clar, foarte clar. În, deci, lipsește această latură umană um, și el are un comentariu despre geții din zona Mării Negre, atât, foarte important, pe care vroiam să-l adaug pentru că uh, merită, uh, ne dă o imagine ceva mai clară peste toată, pe, peste toată mitologia pe care o aruncă Herodot. Peste, peste traci. Uh, el spune așa, că geții și populațiile din acest ținut se învecinează cu știții, au aceleași arme și sunt toți arcași călări. După care începe și vorbește și explică că o parte din geți sunt parte integrantă din regatul odrizilor. Acum, ce, ce înseamnă chestia asta? Uh, pentru noi înseamnă înseamnă niște, niște lucruri foarte simple, deci practic ne confirmă faptul că uh, geții, chiar dacă în mod normal, în ce înseamnă literatură uh, grecească, geții, dacii uh, sunt, uh, practic geta și Davos, sunt nume de sclavi în piesele de teatru uh, grecești. Deci, practic, ei erau văzuți ca sclavi. Um... erau văzuți ca sclavi pentru că uh, stăpânii de sclavi, că am citit puțin tel, uh, deci, pe lângă faptul că grecii aveau uh, orașele astea cu ajutorul cărora își uh, aduceau ei comerțul pe, pe culm cât mai înalte, de mm -hmm. la Polonia la Olbia, deci la Olbia, unde pe lângă Odessa de acolo aduceau grâu, de aici, de la Polonia de de la Traci aduceau chestii uh, metale pe care le prelucrau și le vindeau după aceea, evident, uh, la, la suprapreț. Uh, ei, cu ajutorul Istrului, cu ajutorul Dunării, uh, unii istorici spun că aveau niște orășele și uh, în interiorul continentului, adică pe undeva, să spunem, pe unde e Braila acum. Mm -hmm. Și de acolo acolo era uh, un centru important de unde își luau esclavii. Da. Deci, într-adevăr, într în concepția lor populară, da, era că geții erau cu toții sclavi, dar nu era așa, adică doar stăpânii de sclavi îi traficau pe ăștia și ăștia ajungeau la greci, așa cum, nu știu, puteau să, puteai să iei sclav de oriunde altundeva. Ce, ce se întâmpla, cel mai probabil, exact aici vreau să, să ajung și eu, cel mai probabil, Motivul pentru care uh, ei apar ca sclavi este că, în primul rând, geții, dacii nu sunt niște populații care să pună direct presiune pe, uh, pe tărâmurile grecești Ele intrau în interacțiune, dar nu intrau în conflict cu cetățile grecești, intrau în, în comerț dar este clar că, de exemplu, știții erau în conflict cu geții și în momentul în care știții prindeau și avem în Herodot explicat mai mult în momentul, practic, ciții veneau, luau, luau o sumedenie de sclavi și îi vindeau grecilor, că era mai, era mai simplu. Dar era, ce se întâmplă? Da, era și mai avantajos pentru și pentru știți și pentru geți, ei și-au dat seama că e mult mai avantajos pentru ei să aibă o relație pașnică și comercială cu grecii. Nu să se ducă peste ăștia și să nu știu, să le provoace stricăciuni. Și după aceea, evident, ăștia aducând tot timpul plus valoare. Cam, cam așa se întâmpla. Ăștia erau un pic mai, mă rog înapoiați, geții uh, și știții, vindeau materie primă în porturile respective și grecii veneau înapoi cu chestii prelucrate și atunci ăștia neavând know-how să uh, facă aceste chestii prelucrate, normal că le convenea Hai mult. să nu ne grăbim. Să nu ne grăbim cu... Într-adevăr, noi dădeam materie primă dar asta nu înseamnă că nu, nu, se găsesc foarte multe semne ale comerțului, ale comerțului cu grecii, niște semne în care și noi practic primeam materie primă de la ei. Da, ulei de măsline. Semnul ulei de măsline, care era o chestie foarte importantă. Deci aia e o chestie foarte importantă. Pâinea fără ulei de măsline era Destul de nasol. Așa. Uh, bun. Deci avem, avem practic această imagine, și cumva trebuie să, să o spălăm, să o clarificăm. Nu poți să ai un popor care să fie exclusiv de sclavi. Acel popor ar, ar înceta să existe după o generație. Este practic un popor, de fapt nu e un popor. Sunt mai multe triburi care au conflicte între ele. Este foarte probabil ca pe lângă conflictele cu știții să aibă conflicte și între, și între, ele diverse triburi și și de acolo o să provină o parte din sclavi. Și mai știm că, adică cumva presupunem, nu știm, presupunem că aceste conflicte între, între diverse triburi îi implică și pe cei pe daci, pe cei care sunt dincolo de Carpați, să zicem. Uh, plasarea asta de dincolo de carpați. Acum nu o să mai facem și noi viziunea asta strict cronologică. O să vedem mai târziu, parcă în Arian sau nu, nu Narian, cred că în diodor din Sicilia. Uh, uh, Iar și îi încurc. Mă rog, la un moment dat, un istoric. Plasează diferența, diferența clară între daci și geți. Și, și explică că dacii sunt undeva. De la Carpați până undeva în zona Tisei, și acolo practic sunt inconveniați, atacați practic de iazici, de triburile de iazige. Practic, el vorbește despre zona Panoniei și de acolo practic el identifică granița de vest a triburilor atriburilor dace. Păi hai să ne gândim logic. Că mai întâi sunt grecii care interacționează cu geții din est. Adică ei cunosc așa de la litoralul Dunării și Mării Negre, din partea asta la da? Dunărea inferioară. Aici unde e Dunărea inferioară și unde îi cunosc grecii sunt geți. Unde îi cunosc mai târziu romanii, adică pe partea cealaltă din vest, la Carpați și la Tisa, uh -huh. unde spui tu, sunt daci, unde este Dunărea da. Superioară. Dunarea Superioară, daci, dar, dar apropo de ce spui tu de Diodor din Sicilia și așa, sunt foarte mulți istorici, inclusiv Strabon și alții, care spun că, bă, geții sunt, adică unii spun într-adevăr că sunt diferențe, că geții sunt separați, că dacii sunt separați, alții spun că ei practic vorbesc aceeași limbă, sunt cam același neam și, na, de exemplu, uite, dacii au aceeași limbă ca și geții. Spune da. Strabon în geografia. Exact, exact. Deci, chiar, chiar dacă ei au aceeași limbă, asta nu înseamnă că ei sunt o, o comunitate. Nu sunt nu, nu sunt comuniune. Corect. La fel cum, încă de nu. exemplu, încă grecii. Nu. Da, încă nu sunt. Așa cum uh, grecii sunt împărțiți în uh, polisuri, și polisuri care se bat între ele atât de spectaculos încât uh, două din cele mai. Uh, din, din cele mai bune cărți. Uh, din cele mai fascinante cărți din antichitate, sunt fix despre cum se bat grecii între ei. Vorbesc de istoriile lui Herodot și de, și de istoriile lui Tucidide Deci, chiar dacă avem aceste polisuri, cumva, noi vorbim despre greci, dar ei, da, ok, chiar dacă au cam aceeași limbă, vorbesc cam aceeași limbă, deși au accentă diferite, ionieni, dorieni, um, ajung la un moment dat să, fie, să se considere un popor. Ce este foarte interesant este că această uniune uh, panelenică se întâmplă doar în momentul în care unii din da. nord vin și le dau în cap. Da, da, da aia e altă discuție. <laughs> aia e o altă discuție. Păi da, da, mă gândesc că exista uh, o... Așa, în rândul triburilor uh, gete și dace, cum că bă, avem ceva în comun, uite, ne unește o limbă, ne unesc niște obiceiuri. Uh, și grecii spun, apropo de, de călăreții cu arc apropo de toate, o să vedem, apropo de spiritualitate, aveau niște ritualuri destul de crude, și daci, și, și traci, și adică nu doar știții le tăiau capetele la aia și incinerau, și nu, și ăștia sunt foarte multe. Uh, Locuri și descoperiri uh, în care, nu știu, găsim uh, femei care sunt incinerate și uh, înjunghiate la oaltă cu, uh, cu tribalul acolo, da? Uh -huh. Chiar nu știu, sunt. Acum n-am stat să caut foarte bine, dar cred că sunt și niște schelete de copii. Adică sunt niște rituri, ritualuri din astea destul de sălbatice pe care noi le percepem și care cumva se încadrează în toată, în toată zona aia, de la Cels la știți. Bine, aici aici este. E iarăși discutabil. Nu ai de unde să știi dacă nu cumva a fost un atac pe. Uh, uh. Într-o anumită zonă și alea niște victime Că se întâmplă victime de război Mai ales un război din, din epoca fierului Nu te poți aștepta Se poate la un moment dat ca cineva să fi comandat Da, da, le omor toți, omor copii, femei, tot Ce nu se predă Știi? Pentru că soarta, soarta unui... Uh, unui uh, prizonier de război nu era deloc plăcută, uh, de exemplu, uh, Herodot spune despre, despre ce pedepse sau mă rog, cum, cum controlează uh, știții sclavii uh, sclavii geții. Uh, explică că le taie le, le scot ochii uh, sau le taie nasul, sau uh, femeilor le tatuează un semn care arată că, că sunt sclave. Și uh, herodot chiar, chiar și au un pic de timp să precizeze că femeile gete în momentul în care plecau din, din sclavie, se eliberau din sclavie își continuau tatuajul și își tatuau mai mult ca să acopere semnul, semnul sclaviei. Da, deci sclavia nu este, nu este o opțiune. Poate unii decid să moară în loc să, să ajungă sclavi. Este o discuție într-adevăr complicată. Ce este mai interesant sunt. A, sunt, sunt, da, vestigiile, care se, se găsesc. Cum ziceam, ceea ce spune Herodot, ce spune Tucidide este cumva confirmat și de, și de ce găsim în materie de armament, în materie de, de rămășițe de pe urma acestor populații. Vedem, adică este, este foarte posibil să se întâmple așa cum, cum spun ei, și într-adevăr, geții să fie Uh, un, un popor, în general, de agricultori, dar uh, cu o castă militară bine definită, care uh, folosește calul, uh, care sunt, în general, arcași, călări și uh, se îmbracă de, și folosesc uh, același gen de uh, coifuri, de, uh, de armură, uh, ca și. Inamicilor uh, imediat științii. Apropo de, de Herodot și de ce mai spune despre, despre noi, despre triburile astea tragice, că noi, noi inițial pornisem de la regatul odrizilor, da, Pofesteai tu uh -huh. și ne-am. Asta, uh, asta face doar, uite că eu acum îmi dau seama, când, când ne-am înhămat la, la, la proiectul ăsta, eu nu mi-am dat seama cât de, cât de greu e să. Să gestionez toată multitudinea asta de informații. Eu, sincer, credeam că sunt informații puține despre geci și despre daci, dar nu e deloc așa. Nu e deloc așa. Adică, putem să vorbim, cum ai zis și tu, din perspectivă stricronologică, putem să-i analizăm din punct de vedere cultural, din punct de vedere ceramic, nu știu, metalurgic, artistic, funerar, o să vedem, se descoperă tot felul de monede, da, numismatic, pe chestii arheologice, izvoare scrise pe regiuni, pe triburi, pe, pe perioade de înflorire, de decădere. E, e foarte greu și îmi dau seama că trebuie să găsești o metodă, poate nu, dar încercăm, adică și sper să și reușim, prin care să, să prezentăm toate lucrurile astea fără să intrăm pe de o parte într-o spirală repetitivă. Nici nu vrem să omitem lucruri importante și tocmai că tot ajunsesem aici. Uite ce spune Herodot, de exemplu, despre triburile noastre. Când unul dintre ei a murit, se iscă între femeile mortului mari înțelegeri, iar prietenii își dau toată osteneala și arată nespusă râvnă ca să afle care dintre neveste a iubit-o cel mai mult. așa. Bun, femeia s-a cotită. Asta apropo de, de sacrificiile astea umane și de faptul că, uh -huh. contrar obiceiurilor grecești, geții aveau mai multe femei și cumva na, erau văzuți un pic mai, mai sălbatici și din punctul ăsta de vedere. Da, dar aici cumva trebuie să înțelegem că nici, nici Herodot, nici ăsta nu înțelegea foarte bine adică nu înțelegea foarte bine nici diferența între știți și, și geți și e foarte posibil ca ă, el să fi luat niște clișee și să le fi aruncat pur și simplu peste, peste populație. Să zic că asta înseamnă să fii să fii barbar și în consecință ăștia sunt barbari. De asta aici e, e aici un pic aici ciudat. Aici. Uite, de, de, exemplu, de exemplu, uite ce zice Herodot. Zice, tracii spun că ținutul de dincolo de Istru este ocupat de albine. Când zice de dincolo de Istru, zice de la nord de Istru, de, de Dunăre. Uh, zice, spun că ținutul de dincolo de Istru e ocupat de albine și din cauza lor nu se poate pătrunde mai departe. Cei care povestesc așa ceva, după părerea mea, spun lucruri de necrezut, că se știe că vietățile astea îndură prea greu frigul, iar eu sunt de părere că ținuturile, ținuturile, de sub constelația ursei nu pot fi locuite din cauza frigului. Iată prin urmare ce spune despre această țară ale cărei coastele au supus perșilor megabazos. Mă rog, asta e o altă discuție. Uh, Meca Bazos fiind uh, generalul lui. Pe care Bios, lasă, care. Dar, da, dar, da dar, care, care a cucerit, practic, uh, țărmul, uh, țărmul Dobrogei. Că până acolo a ajuns. Uh, și apropo, apropo de, de da, Dobrogea. Da, da stai, 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 stai un pic, stai un pic, să să nu, nu pierd ideea. Deci. Practic, ce zice el e, da, ok, eu am povestea asta că ținutul de dincolo de, de Dunăre este ocupat de albine. Uh, asta e, e evident o exagerare, și el o vede ca o exagerare. Uh, el lasă clișeu acolo. Din punctul meu de vedere, ce, ce ar putea să fie, fie este o informație uh, falsă, genul ăla de informație pe care eu zici unuia la beție pentru că, na, hai să zicem o poveste uh, Fie ce vrea să spună este că de fapt geții uh, ăștia de dincolo de Istru se ocupau și cu albinăritul și uh, făceau miere Uh, și uh, probabil spuneau: Băi, suntem atât de bogați, sau ea sunt atât de bogați ca o albină, că nu mai poți să mergi din cauza lor. Bine, dar Ce să va... știi că apicultura se face totuși la latitudini și mai mari de atât, adică se face da, și da, Polonia deci... de sud, adică nu, se se face și da, da, mai. Da, da, de, da asta zic. Deci cumva cumva Herodot nu este 100% de, de crezut. Când ai de exemplu informația de la tu, el vine cu precizie, nu nu stă să imagineze uh, surse mitologice pentru pentru informațiile lui, el pune doar informația pe care o are, e sigură și în niciun caz nu, nu implică divinitatea în, în ceea ce spune el despre, da. despre absolut orice introduce în cartea lui apropo de clișeele pe care le, le aminteai tu și cu care sunt de acord, e aproape sigur că Herodot a pus piciorul în știți, adică a ajuns în Olbia și a venit după aceea cu Trirema în Apolonia. Apolonia e, unde, e undeva sub Burgas, un pic deasupra Bizanțului, pe teritoriul regatului Odrizilor. Deci uh -huh. este, este clar că nu a ajuns, adică el nu a pus pasul în Dobrogea, pe teritoriul locuit de geți. El chiar spune că a văzut cu ochii lui comportamentul sălbatic al șiților, dar nu a văzut cu ochii lui comportamentul sălbatic al geților. De aia și, yeah. și când se referă la azalmolții, spune o fi fost sclava lui Pitagora, o fi fost discipol, o fi nu știu ce, dar să lăsăm lucrurile așa. Eu nu cred nici așa, nu cred nici așa, dar le lasă cumva în coadă de pește. Da? De asta spun, lucrurile pe care este sigur, marșează destul de puternic și aduce argumente logice, spun eu, că o să vedem și când se referă la, la bătăliile astea, uh, istorici ulteriori îi dau în mare parte dreptate. Da. Lucruri pe care ele le consideră puțin dubioase și incerte, le las așa la stadiu de legendă și acum na, noi nu vrem să ne referim la, la legende, deși foarte multe legende ajung de-a lungul timpului să intre în istorie și să fie considerate chiar fapte istorice. Da, da. Bine, deci ce, ce, e mai important e cumva să ne, să ne facem o, o, imagine cât de cât echilibrată. Cum să zic? Deci, indiferent de, de ce auzim acolo, trebuie să înțelegem practic că geții nu sunt considerați un subpopor. Mai mult, știții sunt considerați mult mai tineri din punct de vedere al uh, cons consistenței populației decât geții. Uh, decât pentru că uh, Herodot chiar spune că ei se consideră că sunt cei mai tineri de pe acolo. Uh, cumva, el îi ia ca exemplu, și studiază tocmai pentru că ei sunt cei mai tineri, practic sunt, uh, sunt la început de drum ca și ca și popor. Așa îi, consideră, așa îi consideră Herodot. Pe când geții nu sunt, sunt în aceeași zonă cu tracii. Tracii, iarăși, sunt, sunt cumva, sunt, sunt un. Sunt, sunt barbari, dar nu sunt foarte barbari. Sunt niște semi-barbari, să zicem așa. Adică te înțelegi cu ei. Sunt lucruri pe care. Da, sigur, fac unele lucruri ciudate, inclusiv geții, tracu să geți uh, în, uh, în, în, da, da, în furtună. lor, în Iarăși, de, acolo, acolo, de exemplu, la, la genul ăsta de chestii, trebuie să ne întrebăm. E vorba de un episod care s-a întâmplat o singură dată. Sau e o chestie care se întâmplă des? Adică e o chestie că în momentul în care începe să tună și să fulgere, să ăștia să -și consume săgețile pe, pe furtună? Sau e o chestie care a făcut-o unul la obeție? Pentru că asta, asta, asta e foarte important. Călătorii, în, cu cât ne îndepărtăm de uh, spațiul sigur al, uh, al grecilor, cu atât informația este mai puțină, călătorii sunt mai rari, informațiile sunt mai rare și de mai puțină încredere. Bun, apropo de, uite, aș vrea chiar să fac o, sau nu știu, să mă refer la un episod în care știții, geții și grecii pot fi puși pe același calapod. De exemplu, toate cele trei popoare. Au ales, dintr-un motiv sau altul, evident, motivele diferă, să se lupte cu și da, cea mai mare putere a lumii antice, uh -huh. din momentul respectiv, da, deci grecii s-au luptat cu ei, știții s-au luptat cu ei, și geții, care, ok, poate că nu au adoptat o tactică bună, poate că diferența dintre efective era prea mare, pentru că sunt singurii care au fost bătuți fără drept de apel. Dar din momentul, din, din moment ce tu alegi să te lupți cu cei mai mari și cei mai tari, Adică spune ceva, poate, despre societatea ta, care e cumva dezvoltată, sau despre încrederea pe care o ai în societatea ta, da? Sau că ai niște motive comerț, pentru bogăție, care vrei să... artă, Arme, adică ai, ai oameni care, da, oameni antrenați care sunt dispuși să lupte. Asta este varianta logică și rațională. Și mai este și varianta care, tot așa, ne duce cumva la, la Zalmolxis, care i-a făcut cumva pe ce să se creadă nemuritor și poate nu știu, nu le păsa, da mor sau nu, era o binecuvântare pentru ei să, să moară în luptă, da poate nici nu, nu, nu doreau să fie uh, eficient și să ucidă dușmanul. E, nu, e o chestie, nu, dar nu, nu, dar, dar vedea că puțin mai târziu, asta asta așa. voiam să spun. Pe vremea lui Dromiheta, lui Burebista, lui Decebal, o să ved, o să vedem cât de bine uh, Adică cum îmbinau vitejia pe câmpul de luptă și cu seninătatea în fața morții, după aceea, că mai sunt și episoade din astea în care. Na, sunt, da, sunt senini în fața morții. Da, deci uh, nu, nu aș pune-o ca și, băi, hai, hai să mergem să ne omoare ea că sigur o să fim nemuritori. Uh, oricum, e toată, Știi, e stupit, de logic. nu are absolut nicio logică. Oricum, uh, până la urmă, ca să încheiem episodul ăsta. Ce vrem, ce vrem, să, să rămână de aici? Practic, noi avem un, un, popor, de fapt o, o mulțime de triburi care au cam aceeași, cam aceeași gândire, cam aceeași organizare, cam aceeași limbă. Avem aceste triburi care nu sunt unite într-un popor, nu sunt unite sub o singură entitate politică, sunt mai multe entități politice, sunt fragmentate, dar ele, ca și existență, sunt, e drept, poate nu la nivel de sofisticare al grecilor antici, dar. Sunt, uh, sunt, un popor care nu, uh, nu, se lasă chiar așa ușor, nu, nu se lasă în bătaia vântului. Uh, și mai era încă, încă, un lucru foarte important, practic, ce, uh, și astea ar fi cumva cuvintele de, uh, de încheiere. Diferența majoră între, între traci, uh, și aici includem și geții și indacii. Și greci este că traci nu știu carte și că în general barbarii din Europa socoteau un lucru foarte rușinos să folosească literele. Deci, practic, nu numai că era că nu, nu se știa să se scrie, dar era considerată o chestiune rușinoasă să poți să scrii să știi, să scrii și să citești. Ceea ce cumva explică de ce nu avem foarte multe informații de la ei. Și nu este singura, deci nu doar la trace o să vedem chestia asta, o au și celții. Și ăsta este un motiv pentru care bogata civilizație celtică nu a lăsat aproape deloc. A lăsat ceva, dar nu ne ne mult. Bun, săptămâna viitoare o să continuăm povestea, cronologic, ala Turcidide și o să continuăm povestea cu uh, cel mai mare cuceritor care ne face o vizită uh, undeva la, uh, la începutul carierei sale uh, și o să fie interesant. Ne auzim săptămâna viitoare. Ceau! Salutare!